dragă eu vă spun, nașii sunt cu suflet bun. Grija casei au lăsat și-au pornit la cununat. Mă mândresc cu nașii mei, șai lai lai la lai lai la. Sus paharul pentru ei, șai lai lai la lai lai la. Că astăzi ne-au cununat, șai lai lai la lai lai la. Și dragostea ne-au legat, șai lai lai la lai lai la. Oare, dragii noștri, de la cine vin aceste daruri frumoase? Nu. Cine vrea să vă vadă zâmbind și să fiți fericiți? Aici este, da, un ajutor. De unde ar putea veni aceste lucruri frumoase? Avem un mesaj de felicitare pentru voi și o să vă spunem de la cine vin aceste daruri frumoase. Dar nu vă spune nimic așa, ce scrie aici, Vechea Romania, Paste Barila. Acest coș frumos și minunat vine din Italia. De cine aveți acolo? De la Șena Mare. E ca așa! Într-adevăr, surpriza vine de la Cina Maria și Fino Rencio. Ia ca așa! Ei sunt cei care au spus că anul acesta voi amândoi ați împlinit vârsta frumoasă de 70 de ani și trebuie să facem o surpriză așa frumoasă pentru voi amândoi. Meritați aceleași daruri, aceleași cuvinte frumoase voi toți. Și uite, a trimis câteva rânduri. Anii trec și așa mereu vor trece, dar nimic nu este în zadar. Fiecare clipă o petrecem, rupând file ușor din calendar. Când ajungi încet la o etate, viața ți-amintești cum a trecut. Are totul mare însemnătate, chiar de nu-i așa mereu cum ai vrut. Cea mai mare realizare a vieții sunt copiii buni și iubitori. Bucuria o înmulțesc nepoții, ce sunt harnici, brati și silitori. Și prieteni ce-au rămas o mână, dar mereu, la bine și la rău, o orare vin mereu să-ți spună să te aibă în pază Dumnezeu. Să fiți fericiți întreaga viață, cu cei scumpi alături la un loc, orice zi trăită cu dulceață, sănătate multă și noroc. Să simțiți și acum încă iubirea, vă urăm gând vesel și curat, să trăiți cele mai frumoase și senine zile și să fiți cu sufletul împăcat. La mulți ani, scumpii noștri, nenași! V-a plăcut surpriza lor? Foarte! Primul rând, mult sănătate! Le dorim mult sănătate, fericire, dragoste, împlinirea dorințelor, să crească nepoții, copiii, și estimați, și iubiți, și respectați. Să dea Dumnezeu. Foarte mulțumesc frumos. Așa. În partea noastră. Și am mai trimis aici un pliculeț, nașule, Maria ta. Ia deschide-l să vezi ce scrie acolo. V-a trimis o felicitare. Să vadă că ați primit-o. Ia câte-o. O felicitare frumoasă, da? Nașilor, Maria și Valera, noi vă dorim multă, multă sănătate și Domnul să vă păzească de toate cele rele și numai bune să fie în casa voastră. La mulți ani, dragii noștri, cu drag, Enzo și Maria. Și de la ei, exact din Italia, au trimis coșul cu dulciuri și cu toate bunătățile pentru scumpii lor nănași. Mulțumesc! Bună, Șina! Șina, mulțumesc frumos! În primul rând, noi ne cerem scuze că am încurcat data. Data. Știu că trebuie să împlinim 70 de ani, cer scuze și ne cerem scuze, adică și eu și Renzo, și vă dorim mulți ani înainte plin de sănătate și de bucurie. Să vă mulțumim asemenea. Ne vedem sănătoși, ne auzim numai de bine. Multă, multă sănătate și căldură de la copii, de am și nepoți, că aveți numai un copil și... Adică din partea mea de Lorent. Șina, mulțumim frumos, mulțumim frumos! Vă doresc să ajungeți, nu numai aici 70, dar să ajungeți și la 100 și la 100 și mai mult, dar sănătoși, să fie tot sănătoși. Mulțumim frumos! La Făguța Pinogradă. Vă dau un pupic și vă cuprind. Dragii noștri fiini, vă mulțumim frumos, din suflet, pentru surpriza făcută. Vă doresc multă sănătate, dragoste, fericire,
împlinirea dorințelor. Să vă creșteți nepoții cu dragoste. Să vă poarte cinstea copiii și nepoții. Și în curând, spre poate, ca să ne vedem. Mulțumim frumos! Vă sărutăm, vă îmbrățișăm cu drag la nașii. Mi-e dragă, eu vă spun, nașii sunt cu suflet bun. Grija casei au lăsat și-au pornit la cununat. Mă mândresc cu nașii mei, șai lai lai la lai lai la. Sus paharul pentru ei, șai lai lai la lai lai la.